Pompiliu Crai, președinte interimar al Partidului Forța Drepte, Organizația Județeană Hunedoara, a anunțat în premieră în emisiunea Hunedoara în direct din data de 11 octombrie că la prima ședință a biroului județean al partidului îl va propune și susține pe Alina Mititeloaie, candidat la primăria Deva. Propunerea lui Pompiliu Crai a fost validată zilele trecute, iar Alina Mititeloaie, recent înscris în Partidul Forța Dreptei alături de un grup de câteva zeci de simpatizanți, este acum și președintele interimar al organizației din Deva. Aș vrea să amintesc că el a candidat la alegerile trecute pentru primărie ca independent și a obținut un număr substanțial de voturi. Este o persoană activă, cunoscută și eu zic că va face o figură frumoasă. Este un inginer constructor cu mare experiență, are ochiul format din acest punct de vedere, știe foarte bine ce se întâmplă în Deva, ce e bine și ce nu e bine. Și mă bazez foarte mult pe activismul lui politic în perioada următoare. Potrivit lui Pompiliu Crai, astfel, Alina Mititeloaie devine candidatul Partidului Forța Dreptei la fotoliul de primar al municipiului Deva, dând totodată un semnal că e momentul ca opoziția de dreapta să strângă rândurile la Deva și să se unească în vederea înlăturării regimului actual care guvernează Deva într-un mod dezastruos și oferind o alternativă serioasă de schimbare, mai menționează Pompiliu Crai în comunicatul de presă.